asistență. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, oaspeți, prieteni, vă salut în numele Primăriei Municipiului Cahul, a domnului primar Nicolae Dandiș. Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi, aici la Cahul, sau ne urmăriți online. Considerăm extrem de important evenimentul ce ne prilejuiește această întâlnire. Suntem onorați să fim gazde aici, în scoarul Universității Bogdan Petricecu HDU, și avem încrederea că suntem cu toții uniți și unite în activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor. Acesta este, de fapt, genericul evenimentului pe care îl menționam mai sus. Campania de 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen este organizată în fiecare an, în perioada 25 noiembrie, data în care este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva femeilor, și se încheie pe 10 decembrie, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, accentuindu-se în felul acesta faptul că violența împotriva femeilor este cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel global. Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului EVA, promovarea egalității de gen în raionele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de UN Women Moldova, în parteneriat cu UNICEF Moldova. Prin această campanie dorim să transmitem un mesaj întregii societăți despre importanța mobilizării noastre a tuturor în vederea organizării și desfășurării a cât mai multor activități dedicate promovării egalității de gen și eliminării fenomenului violenței în comunitatea noastră. Încercăm insistent să obținem acest lucru prin proiectele noastre, cele implementate de administrația publică locală Cahul, dar evident și cele implementate împreună cu partenerii noștri, inclusiv prin intermediul proiectului EVA, printr-o abordare multidimensională a fenomenului în cauză. Recent, municipiul Cahul a aderat la Carta Europeană privind egalitatea între femei și bărbați în viața locală și s-a angajat să promoveze egalitatea de gen, cum ziceam, în municipiul Cahul, astfel ca orașul nostru să devină din ce în ce mai sigur prin infrastructură adaptată la necesitățile locuitorilor și locuitoarelor, implicarea echilibrată a femeilor și participarea împreună cu bărbații la viața publică, etc. La fel, dimensiunea de gen a fost integrată în strategia de dezvoltare socioeconomică și alte politici publice locale, cum ar fi planul de acțiuni, regulamentul de funcționare a instituției, a Consiliului Municipal, fișele de post și altele. Începând cu anul în curs, anul 2022, Primăria Municipiului Cahul elaborează un buget sensibil la gen prin includerea a câtorva indicatori sensibili la gen. Un lucru important care ne ajută din mai multe puncte de vedere. Bună oară, putem analiza rata de participare a fetelor și femeilor împreună cu băieții și bărbații în viața publică a comunității. Ne bucurăm astfel de o frumoasă colaborare și cu societatea civilă care se implică activ, lansând multiple inițiative locale menite să crească gradul de conștientizare a publicului larg privind fenomenul violenței și evidențierea efectelor grave pe care le are asupra femeii, familiei și societății în ansamblu.
Grație proiectului EVA, echipa multidisciplinară a municipiului Cahul și-a dezvoltat capacitățile de intervenție în cazurile de violență și acum este mai eficientă, răspunzând mai prompt și mai coordonat la cazurile de violență domestică și în bază de gen. În general, dragi prieteni, vreau să menționez, acum noi, administrația publică locală, suntem mult mai informați, conștienți de anumite lucruri care ne fac să avem în vizor, în egală măsură, nevoile tuturor grupurilor sociale. Femei, bărbați, fete, băieți, persoane în etate, persoane cu dizabilități. Stimați prieteni, vreau să anunț că marcăm inaugurarea acestui eveniment împreună cu domnul Nicolae Dunas, președintele raionului Cahul, domnul Timur Cetin, ofițer în domeniul politic al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, doamna Svetlana Andrieș, specialistă programe UN Women Moldova, Ilia Talev, reprezentant adjunct UNICEF Moldova și trebuia să-l avem prezent aici și pe domnul comisar Ștefan Nucă, șeful inspectoratului de poliție Cahul, dar se pare că este prins în treburi și vedem delegatul comisariatului de poliție, domnul Andrei Moldoveanu. Stimate domnule președinte Nicolae Dunas, vă invităm cu un cuvânt de salut. Bună ziua, stimate doamne, stimați domni, onorată asistență, stimată delegație care ați ajuns la Cahul cu acest eveniment important. Vreau să vă zic că ocazia care ne-a oferit-o proiectul EVA este unul special pentru societatea noastră, care s-a implicat nemijlocit în activitățile care au fost demarate împreună în colaborare cu proiectul Un Woman. Aceste oportunități care au ajuns în regiunea de sud a țării au oferit posibilitatea Consiliului Raional să se implice în aceste proiecte care face ca diferența de gen să fie una pusă pe cântar egal și atât și femeile să aibă ocazia ca să vocifereze acele intenții, acele doleanțe care să le poată pune în fața societății și să se bucure de o egalitate de gen. În ceea ce privește inițiativele clubului femeilor care se demarează în raionul Cahul, dă oportunitatea ca violența să fie limitată. Acea violență domestică despre care noi ne luptăm, vrem să fie una la maxim limitată și epuizată în activitățile societății noastre, ca să ne bucurăm dimpotrivă de o societate sănătoasă, cu perspective pentru regiunea de sud a țării. Aici menționez acele 16 zile în care contribuie enorm în această cultură nouă a societății noastre și să ne bucurăm la noi acasă de un viitor prosper. Vă mulțumesc mult pentru implicațiile, pentru aportul adus în dezvoltarea societății noastre pentru o perspectivă frumoasă în comunitatea europeană. Mulțumesc! Egalitatea de gen este o valoare de bază pentru Uniunea Europeană, care reprezintă și unul dintre cei mai importanți finanțatori ai proiectelor și programelor de prevenire și combatere a violenței. Avem onoarea să le invităm alături de noi la această tribună pe domnul Timur Cetin, ofițer în domeniul politic al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Bună ziua! Colleagues, friends, I'm honored to be present today at this event organized within the campaign on 16 days of activism against gender-based violence.
Bună ziua, dragi colegi! Sunt bucuros să fiu prezent astăzi aici la acest eveniment organizat în cadrul campaniei cu privire la 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. This is an annual international campaign that kicks off on the 25th of November, the International Day for the Elimination of Violence Against Women, and runs until the 10th of December, the Human Rights Day. Aceasta este o campanie internațională anuală care începe de pe 25 noiembrie, pe ziua, odată cu ziua internațională a eliminării violenței împotriva femeilor și durează până pe 10 decembrie, ziua drepturilor omului. I would like to thank UN Women, UNICEF and our local partners for bringing us together to give attention to this year's theme, Unite. Aș vrea să mulțumesc UN Women, UNICEF și partenerilor noștri locali pentru a ne aduna astăzi împreună să atragem atenția asupra subiectului în acest an. Uniți! So, in June 2022, the European Council granted the EU candidate status to the Republic of Moldova. În iunie 2022 s-a oferit Moldovei statutul de partener cu Canada. Granting the candidate status, despite its political importance, is only the beginning of the accession process. Acest statut de candidat a oferit mai multe oportunități de evoluție a Moldovei. In this context, the country should make further progress on eliminating the violence against women. Și în acest context, încercăm să facem progrese în eliminarea violenței împotriva femeilor. The provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence should be fully implemented. Prevederile convenției cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor trebuie să fie în totalitate urmărite și respectate. The ratification and the entry into force of this convention in May 2022 demonstrates the readiness of the Moldovan authorities to address the serious human rights violation that violence against women is. Aderarea la această convenție, semnarea în 2022, dovedește pregătirea autorităților moldovene pentru a elimina acest fenomen din societatea locală. The European Union stands with the survivors of violence and has allocated 5 million euros to strengthen gender equality in the Cahul and Ungheni regions. Uniunea Europeană susține supraviețuitorii și supraviețuitoarele violenței și a alocat 5 milioane de euro pentru a combate acest fenomen în Cahul și Ungheni. Besides that, two other EU-funded actions on gender equality are being implemented in the Republic of Moldova. Pe lângă aceasta, două alte acțiuni ale Fondului Uniunii Europene au fost implementate în acest domeniu. Through these initiatives, we are also supporting women to launch income-generating initiatives which can reduce risk factors for violence, such as poverty, inequality, and unemployment. Pe lângă aceasta, sprijinim și femeile să lanseze inițiative de generare a veniturilor care pot reduce factorii de violență, cum sunt sărăcia, inegalitatea și șomajul. And on behalf of the EU delegation, I welcome the strong partnership that has been established with the local authorities and with the district authorities. Și din numele Uniunii Europene, salut acest parteneriat puternic care a fost stabilit cu raioanele Ungheni și Cahul. The 12 gender champion communities adopted gender responsive budgets that dedicate at least 2% to activities to end violence against women and children. Cele 12 comunități campioane în domeniul de gen au adoptat bugete sensibile la dimensiunea de gen și care sunt dedicate cu cel puțin 2% activităților de combatere a violenței împotriva copiilor și a femeilor. This will enable expansion of quality, inclusive and sustainable response services to guarantee that all survivors can access the help they need and that no one is left behind. Acest fapt va permite extinderea unor servicii de răspuns de calitate, inclusive și sustenabile, pentru a garanta că toți supraviețuitorii și supraviețuitoarele pot avea acces la ajutorul de care au nevoie și că nimeni nu este lăsat în urmă. The war in Ukraine is largely exacerbating pre-existing gender and intersectional inequalities and discrimination. Over 65% of Ukrainian refugees in the Republic of Moldova are women. Războiul din Ucraina agravează foarte mult deja aceste inegalități și discriminare în bază de gen. Circa 65% din refugiații ucraineni din Moldova sunt femei. Unfortunately, women and girls refugees face increased risks of gender-based violence. And in this context, I would like to thank the EVA project for providing supports
to the Ukrainian women and girls refugees that are currently residing in this region. Din păcate, femeile și fetele refugiate se confruntă cu riscuri sporite de violență în bază de gen. În acest context, vreau să mulțumesc proiectului IEVA pentru acordarea sprijinului femeilor și fetelor refugiate din Ucraina, care acum la moment se află în raioanele Ungheni și Cahul. In the framework of IEVA project, a specialized service for women and girls victims of sexual violence will open in 2023 in Ungheni. I would also like to kindly ask all the partners to join efforts in order to have this specialized service in place as soon as possible. And I'm sure we will also see that, to have this specialized service in place as soon as possible. În cadrul acestui proiect EVA, un serviciu specializat pentru femei și fete care sunt victimele violenței sexuale se va deschide în 2023 în Ungheni. Aș vrea să rog frumos partenerii să se alăture acestor eforturi comune pentru a avea acest serviciu specializat implementat cât mai curând posibil. Haideți să colorăm lumea în oranj împreună! Thank you very much. Stimați prieteni, violența împotriva femeilor și fetelor este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului, fiind o problemă care afectează toate țările la nivel global. Datele statistice în țara noastră, la capitolul prevenirii și combaterii violenței, rămân în continuare foarte îngrijorătoare. 63% din femeile și fetele de la 15 la 65 de ani s-au confruntat cu o formă de violență pe parcursul vieții, iar două din cinci femei s-au confruntat cu violență fizică sau sexuală. O invit alături de mine pe doamna Svetlana Andrieș, specialistă programe UN Women Moldova, cu un cuvânt de salut și informații despre inițiativele pe care le realizează UN Women în Republica Moldova pentru a promova egalitatea de gen și a crea o lume fără violență pentru fete și femei. Vă rugăm! Stimată doamnă Romanic, stimate domnule președinte Dunas, stimate domnule Cetin, dragă coleg Ilea, dragi oaspeți, stimate doamne, stimați domni, bine v-am găsit la Cahul și vă salutăm pe toți la lansarea campaniei de 16 zile de activism împotriva violenței aici la Cahul. Această campanie din anul curent are un generic care se referă la Uniți în activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și ne propunem și de fapt aici și asta și avem ca și rezultat mobilizarea comunității internaționale, autorităților publice, locale și raionale, a Inspectoratului General de Poliție, a colegilor noștri din școli, universități și sistemul educațional. Vreau prin această ocazie să mulțumesc tuturor activiștilor și activistelor care au stat la baza luptei pentru egalitate de gen, pentru promovarea legislației de prevenire și combatere a violenței în bază de gen, dar și celor care au făcut un advocacy considerabil pentru ratificarea Convenției de la Istanbul, Convenția Consiliului Europei. Și după cum a menționat și domnul președinte Dunas și domnul Cetin, Convenția, bazându-se pe cei patru piloni de prevenire, protecție, politici adecvate și urmărirea penală, așa este și proiectul EVA, care are intervenții complexe și comprehensive, să prevină, să combată și să educe populația la nivel local, la nivel raional, în ambele raioane, Cahul și Ungheni. Este important să menționăm că prin angajamentul pe care și prin gratitudinea Uniunii Europene de a primi statutul de candidat, de țară candidat, angajamentele noastre, atât la nivel național, cât și la nivel local, sporesc. De aceea este important ca acțiunile noastre să devină mai complexe, mai hotărâte și cu rezultate. Proiectul EVA a acționat la nivelul celor 12 localități
campioane în raionul Cahul. Avem cel puțin 25 de inițiative locale implementate cu finanțarea Uniunii Europene, dar și cum a fost menționat mai devreme, crizele, conflictele și războaiele afectează disproporționat fetele și femeile. În acest context, proiectul a venit în susținerea atât a refugiatelor, cât și a serviciilor care urmează să fie sau urmau să fie oferite persoanelor care au avut nevoie de ajutor. Femeile nu pot ieși singure din acest flagel. Violența este grea, este dureroasă și este nevoie să ne unim eforturile. Vreau să mulțumesc astăzi Comisariatului de Poliție Cahul și colegilor noastre de la Poliție care sunt astăzi să distribuie aceste materiale informative pentru a reîntări mesajul de prevenire și de solicitare de ajutor atunci când este nevoie. 16 zile de activism nu sunt suficiente. Nu facem decât să remobilizăm comunitatea și să menționăm că este nevoie să acționăm 365 de zile pe parcursul întregului an. Uniți acțiuni, uniți în rezultatele pe care ni le propunem împreună. Mulțumesc! Stimați cahuleni, dragi oaspeți, participanți la acest eveniment, este cunoscut faptul că evenimentul violenței în familie are consecințe majore asupra copiilor, asupra minorilor. Statisticile din Republica Moldova, iarăși apelăm la statistică, arată că una din trei fete a fost supusă violenței fizice sau sexuale până la vârsta de 18 ani. Iar 3 din 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani sunt supuși cel puțin unei forme de violență din partea părinților. Cu un cuvânt de salut, dar și cu relatări despre mandatul UNICEF în prevenirea și combaterea violenței asupra copiilor, îl invit pe domnul Ilia Talev, reprezentant adjunct al UNICEF Moldova. Domnilor și domnilor, stimați parteneri, dragi prieteni, bună ziua. Unfortunately, I will have to switch to English from this point on. Before we all catch a cold, allow me to say how happy I am to be here today, regardless of the weather, to be with you today to mark the 16 days of activism against gender-based violence, which is becoming a tradition. And even though we're coming to the end of this project, I hope we continue to meet each other next year as well and over the years to come. Bună ziua tuturor și înainte de a răci cu toții, vreau să spun că este o mare plăcere să fiu cu dumneavoastră astăzi aici pentru a marca cele 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, care devine o tradiție pentru viitor. Today, rather than ending with a thank you, let me begin with it instead, especially as we're about to wrap up the EVA activities. Astăzi, mai degrabă decât a începe cu un mulțumesc, dați-mi voie să încep cu un dar, în special pentru că suntem la apropierea încheierii acestui proiect EVA. So my thank you goes out especially to our hosts today, the municipality of Chișinău, the local district and regional public authorities for their partnership throughout this project and throughout this process and for our joint endeavor to eliminate violence against women. Mulțumirile mele se adresează în special gazdelor noastre de astăzi, autorităților din raionul Cahul și partenerilor noștri valoroși pentru inițiativa lor de a preveni violența în bază de gen și violența împotriva femeilor. Secondly, I would really like to thank the EU delegation. Victoria, you're cold, I can tell. Especially because it may say that EU is financing this project, but we see EU as a partner in this project, not just a financier. So thank you very much for your partnership in also in this endeavor. Mai apoi vreau să mulțumesc delegației Uniunii Europene pentru că s-a spus că Uniunea Europeană a finanțat acest proiect, pe când de fapt este și un partener în acest proiect important.
Thirdly, of course, my thanks to Svetlana and to UN Women colleagues who have been our partners with this. And we have gone through a lot over the past few years, and I'm really grateful for everything that we've done together, and I hope we can continue our partnership. Mai apoi vreau să mulțumesc Svetlanei și colegilor de la UN Women pentru acest lucru valoros de câțiva ani pe care îl desfășurăm deja. So last and probably most, not least, but most, deepest gratitude go out to our implementing partners, the civil society organizations and all the young people and children in Kahul, who are also, without whom we would not have been able to achieve what we have. Și apoi vreau să mulțumesc partenerilor de implementare, organizațiilor societății civile, tinerilor, copiilor, fără de care nu am fi putut realiza acest proiect. As Madam Deputy Mayor said, violence against women cannot be kept apart from violence against children because it happens in the families. And to address it, UNICEF works on multiple fronts. Deci, după cum s-a spus mai devreme, violența în familie nu poate fi izolată de violența împotriva copiilor. Și UNICEF lucrează pentru a combate acest fenomen. As a complex phenomenon, we need to work against violence in all of the areas, in all of the sectors, like social protection, like child protection, education, health, and others. Fiind un fenomen complex, UNICEF lucrează în mai multe domenii, protecție socială, protecția copiilor, sănătate, educație și așa mai departe. This was most boldly and practically asserted in the EVA project, where we were able to model holistic, comprehensive approach to preventing violence. Aceasta a fost prompt și practic implicat în, și încadrat în proiectul EVA, în cadrul căreia am putut să modelăm o abordare holistică și comprehensivă pentru prevenirea violenței în toate aspectele vieților copiilor. Through parenting and home visiting programs, we addressed violence at home. Through working with students and teachers, we addressed violence in schools. Through working with adolescents and youth, we addressed violence in communities. And working with media and religious leaders helped us address violence at large. Lucrând cu programe de parenting și vizite la domiciliu, am început să prevenim violența la domiciliu. Lucrând cu studenții și profesori, am prevenit violența în școli. Lucrând cu tinerii, am încercat să prevenim violența în societate. Și lucrând cu legiuitorii și administrații la nivel general, am încercat să prevenim violența în sens larg. So we're grateful for all of your efforts and energy that you've invested in the future without violence in Kahul. And this is something that motivates us and gives us the energy to continue this work together. Este un efort foarte mare și energie care s-a investit în prevenirea acestui fenomen de violență în regiunile Kahul și alte regiuni și ne motivează să avansăm în acest proiect. Thank you once again for engaging in this bold initiative and for taking a committed stance in eliminating violence against women and children. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc încă o dată pentru a vă implica în această inițiativă importantă și pentru a vă angaja prompt în eliminarea violenței în bază de gen și violenței împotriva femeilor și a copiilor. Mulțumim încă o dată, domnul Talev. Stimați prieteni, fără îndoială, un rol important în prevenirea și combaterea violenței revine poliției. De fapt, rolul poliției este orientat spre prevenirea și combaterea tuturor genurilor de infracțiuni, inclusiv a cazurilor de violență în bază de gen. De asta, în continuare, vreau să-l invit la microfon pe domnul Andrei Moldoveanu, reprezentantul Inspectoratului de Poliție Kahul. Bună ziua tuturor, onorată asistență, stimați invitați. În primul rând vă salut în orașul Kahul. Țin să vă încă o dată pentru ocazia oferită de a participa în cadrul evenimentului de astăzi și de a sublinia sprijinul nostru față de victimele violenței în familie. Violența este una
dintre cele mai grave infracțiuni, iar noi, poliția, dorim să ne alăturăm acestei campanii și să reiterăm deschiderea noastră în lupta cu combaterea acestui fenomen și mai ales în raionul Cahul. Îndemnăm populația să aibă încredere în noi, pentru că suntem aici pentru a vă ajuta, a vă sprijini și vă îndemn, în primul rând, femeile, fetele, care sunt victime ale violenței în familie, să solicite ajutor și să raporteze imediat cazurile de violență, sunând la numărul unic de urgență 112 sau la telefonul de încredere pentru femei și fete 0808 8008. Vă mulțumesc frumos la toți, succes în continuare, numai bine! Mulțumim, domnul Moldoveanu, cu siguranță după implementarea mai multor acțiuni în cadrul acestui proiect, mult mai multe femei victime ale violenței în familie au devenit mai curajoase și își cunosc drepturile. Să dea Domnul ca numărul acestor femei și fete să fie din zi în zi mai mic, dar, cum spuneați și dumneavoastră, îndemnăm toată lumea să-și știe dreptul și să apeleze atunci când au nevoie de ajutor. Dragi cahuleni, stimați oaspeți, în finalul acestui briefing, mulțumim tuturor pentru efort și implicare în tot ceea ce a însemnat și tot ceea ce a alcătuit proiectul IEVA, promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni. Desigur, mulțumim tuturor pentru participarea în cadrul evenimentului de astăzi și vă anunțăm că acesta va avea continuare. Tot azi e vorba de o discuție cu tinerii despre rolul lor în prevenirea violenței, prevenirea și combaterea violenței. Această discuție va avea loc în incinta Palatului de Cultură Nicolae Bodgros, tot la Palatul de Cultură, în Sala Mare, începând cu orele 16, va fi jucat spectacolul Iubirea nu doare. Este de asemenea un eveniment dedicat combaterii violenței, prevenirii și combaterii violenței față de fete și femei, la care vă invităm să veniți neapărat. Așadar, schimbarea începe și continuă cu fiecare dintre noi. Este de datoria noastră a fiecăruia să construim un viitor fără violență, un viitor unde fiecare femeie, fiecare fată să trăiască în siguranță, în liniște și pace, în bunăstare și cu multă demnitate. Îndemnul nostru este să rămânem întotdeauna uniți și unite pentru eliminarea violenței față de fete și femei. Mulțumim frumos!